În urma noii grile de salarizare, 70 de angajați ai primăriei Motru vor lua bani mai puțini. Pentru 55 dintre ei vor exista creșteri salariale, iar aproximativ 120 vor primi aceiași bani. Deși măsura i-a nemulțumit în primă fază pe bugetari, ieșind în stradă, există o variantă și mai aspră. Dacă nu va fi aprobată noua grilă, oamenii pot rămâne fără salarii. Am respectat legea. În lege sunt și ierarhizările, ierarhizarea funcțiilor și limitele prevăzute. Ce se întâmplă dacă proiectul dumneavoastră cu noua grilă... Nu-și primește salarii. Deci vechea grilă e în vigoare, noua lege, de la 1 iulie. Iar la începutul lunii august plătim salariile pentru iulie. Toate UAT-urile, toate primăriile își avizează noile grile până la 31 iulie, pentru că începând cu 1 august să se calculeze salariile după noua lege, după noua grilă. Din 180, 70 de salarii sunt diminuate, 55 cresc, iar restul rămân neschimbat. Primarul susține că tot statul este vinovat de situația creată. De-a lungul anilor, bugetarii din Motru au beneficiat de fel de fel de sporuri care le-au permis angajaților să ajungă la un venit lunar considerabil. Acum, același stat le taie banii ce depășesc salariul viceprimarului.